Salut și bine ai venit la Banii Mișcare. Vorbim despre afacerile dedicate animalelor de companie și continuăm discuția noastră cu Andrei Cerbu, un antreprenor pionier care a lansat prima afacere din România cu mâncare gătită pentru câini. Andrei, am vorbit deja despre produsele voastre și cercetarea din spate cu Universitatea Veterinară din Cluj. Aș vrea să înțelegem în ce stadiu sunteți acum cu producția și cum faceți efectiv livrarea de mâncare pentru animale de companie. Noi suntem pregătiți de a lansa. Am testat linia de producție, procesele de gătire, de ambalare, de congelare, am testat fluxul de livrare. Avem nevoie doar de ca un capital de start, întrucât pandemia nu a fost blândă cu noi din punct de vedere financiar și a trebuit să folosim capitalul dedicat acestui proiect pentru a ne salva business-ul existent, cel din domeniul de street food și a restaurantelor. Dar intenționăm să abordăm 3 canale de vânzare, direct de pe site-ul nostru cu livrare în 24 de ore, în oriunde în țară. Vom avea 2 centre logistice în București și în Cluj pentru a permite o livrare de 30 de minute prin platformele clasice de livrare de mâncare și, evident, prin marketplace-urile deja cunoscute, atât de mâncare de animale cât și... Deci, practic, planificați livrarea și acoperirea la nivel național. Foarte interesant și foarte ambițios acest plan. Evident, e nevoie de capital pentru finanțarea acestor proiecte. Orice afacere are nevoie de capital pentru dezvoltare și aș vrea să înțelegem în încheierea discuției noastre cum planificați să obțineți bani și ce vreți să faceți concret cu acest capital pentru dezvoltarea afacerii mai departe. Da, după cum spuneam, nu am reușit să păstrăm capitalul dedicat propriu pentru lansarea acestei linii de business. În schimb, am decis să ne pornim un parteneriat cu platforma de crowdfunding Ronin, prin care dorim să abordăm o finanțare de 200.000 de euro, pe care să investim în capital de lucru, în marketing, influencing marketing și în câteva echipamente care ne eficientizează și mai mult producția. Deci aveți Ronin partea de producție pe de-o parte, dar și partea de marketing și educație a pieței, nu? Da, e o componentă destul de importantă aceasta de educație a pieței, întrucât suntem, așa cum ai spus și tu, pionieri, deschidem o nouă industrie, ușa către o nouă industrie și sperăm să fie foarte bine acceptată de proprietarii de câini din România. Foarte interesantă ideea, pentru că vedem produse pentru animale, hrană pentru animale superficiale, într-adevăr, la prețuri foarte mici, multe kilograme de mâncare, care teoretic au niște ingrediente, dar practic, interesant, cum ai spus și tu, Andrei, oare cum poți să pui atâtea kilograme de carne la doar 5 lei, 6 lei, 7 lei? Și cred că ar trebui să tratăm cu mai multă seriozitate grija pentru animale, ce mănâncă. Așa că mult succes în tot ceea ce faceți, Andrei. Mulțumim pentru discuția foarte interesantă și felicitări pentru inovare și pasiunea cu care faceți tot ceea ce faceți și să auzim numai de bine. Mulțumesc frumos pentru invitație. Pe curând! Numai bine, mulțumim, Andrei, și dragilor, rămâneți alături de noi, o să abordăm diverse idei de afaceri profitabile, dar până atunci, săptămâna viitoare, o să revenim către finanțele personale pentru idei de investiții și planificare financiară. Nu uitați, întotdeauna banii sunt în mișcare, deci trebuie să-i facem să lucreze pentru noi, familia și afacerile noastre.